Salut și bine v-am găsit! A trecut ceva vreme de când nu ne-am mai văzut și de când n-am mai făcut înregistrări pentru cei ce vor să mă audă sau vor să asculte povești, întâmplări din viața mea. Îmi cer scuze pentru persoanele care, într-adevăr, într-o oarecare măsură, s-au făcut un abonament pentru a mă viziona. Poate vă întrebați de ce am ochii plânși, ce este cu fața mea, parcă ai jura că mi-a murit pisica în sobă și am uitat-o să o mănânc. Aș putea spune că, într-adevăr, așa și stau lucru. Nu mi-a murit pisica. În schimb, mi-a murit speranța. Aș fi vrut să vă spun o poveste, să mă simt îndeajuns de liber. Să vă pot spune povestea aia. Ce tocmai am trăit-o chiar acum, recent. Dar mi-e teamă. Mi-este teamă de judecata voastră. Mi-este teamă de ceea ce veți crede, de impresia voastră. Și n-aș vrea sub nicio formă să fiu înjurat sau criticat. Am să vă spun doar așa, în mare, că se ceva. Și cred că de aici o să reușiți să trageți linie. De 2 săptămâni de zile îmi pierd timpul pe internet, unde ajuns de mult. Nopți, zile întregi, pierdute pe internet. Sperând, sau mai bine spus, vorbind cu cineva. Acel cineva, aș vrea să vă imaginați așa, să vă faceți dumneavoastră o ilustrație în cap. Este Dumnezeu. Este Dumnezeul care îmi spune că e gata să-mi schimbe viața. Că e gata să mă ia de aici, din sărăcia asta. Că e gata să-mi ofere tot ceea ce am nevoie pentru mine, cât și copilul meu. Și spre dezamăgirea mea, când tocmai am crezut că l-am prins de picioare și că nu o să-i mai dau drumul niciodată, spre necazul inimii mele, descoper că, de fapt, acest Dumnezeu pe care am crezut că l-am prins de picioare și că este în mâinile mele strâns și că nu o să-i mai dau drumul niciodată, era, de fapt, o simplă hologramă. Era, de fapt, o imaginație de-a mea, bogată. Era, de fapt, ceva neexistent. Dar vă rog să mă credeți că acest Dumnezeu era atât de viu, atât de real, încât eram gata să jur că l-am prins pe Dumnezeu de picioare. Și că de miercuri încolo sau vineri voi putea spune gata cu sărăcia. Voi putea spune sărăciei mele adio. Voi putea spune vieții mele din România adio. Și voi putea spune bine ai venit, viață frumoasă. Dar se pare că acest Dumnezeu la care
sincer. Mi-am făcut atât de multe gânduri bune și frumoase. Era de fapt o hologramă, o imaginație, ceva neexistent. Ce astăzi, cu lacrimi în ochi și durere în inimă, și să vă spun că s-a mai încărcat din nou sau iarăși istoria mea. S-a mai încărcat cu o poveste, una în plus și culmea, nu una frumoasă. S-a încărcat cu o poveste tristă, dură, amăzitoare. Trist. Da, trist. Pentru că ce-am vrut, de fapt, de la acest Dumnezeu? Să pot să-i ofer copilului meu o viață bună. Să-i ofer copilului meu ceea ce eu nu am avut. Se pare că nu pot. Nu. Nu. Și cine e de vină atunci? Și de ce toate aceste lucruri? Pe cine trebuie să judec de acest lucru? Nu? Pe cine? Ah, nu am voie pe cel de sus. Nu. Nu am voie. De ce? Pentru că el spune clar: omule, cât vei trăi, vei munci pământul până nu mai poți și nu-ți va da roade. Te vei chinui până nu mai poți și nu vei obține nimic. De ce? Pentru că sus în cerul te așteaptă împărăția. Atunci de ce m-am meritat viața? Atunci de ce mai sunt pe pământul ăsta? Atunci de ce trebuie să mai trăiesc clipele astea pe groasnicul ăsta de pământ? Întrebări care nu au răspunsuri. Întrebări care nu găsesc logica. Și ce faci în situația asta? Nimic. Spui: Doamne, din nou vine înaintea ta să-ți mulțumesc pentru că încă o dată și încă o dată și încă o dată și mereu și mereu și mereu sunt obligat să am o viață de rahat. O viață plină de chin. Nu mi-a fost de ajuns că, virgulă, copilăria mea a fost de rahat. Trebuie să trăiesc și tinerețe. Și mai am o veste proastă pentru mine de această dată. Încă nu s-a terminat. Vine bătrânețea, vine partea în care ești la baston. Și atunci te vechi. Nu? Așa este. Așa stau lucrurile. Da. Și acum spui ce ar trebui de fapt să spui. Slăbit să fie cerul, nu? Slăbit să fie Domnul, nu? De ce oare să spunem asta? De ce trebuie să spunem asta? Ce-a făcut El pentru mine, în afară de faptul că se spune în Biblie că și-a dat propriul Său Fiu ca să moară pentru păcatele mele? Da? De ce n-a evitat acest lucru? De ce nu ne-a omorât? Dacă eram atât de păcătoși înaintea Lui, dacă nu mai puteam apărea în fața Lui pentru că eram plini de păcat, de ce nu ne-a distrus? De ce? Cred că știu de ce.
ca eu astăzi, prin moartea lui Iisus Hristos, să am cale liberă, într-adevăr, să mă pocăiesc de păcatele stră părinților mei sau păcatele mele și să pot ajunge în rai. Dar ca să ajung în rai trebuie să mă chinui mult, nu? Eventual, nu eventual, de fapt toată viața, toată, dar toată. Și în caz că ai obosit, nicio problemă, că te duci dracului în iad. Nu? Cam așa stau lucrurile. De ce? Pentru că toată viața ta nu ai fost mulțumit de ce ai avut. Fie că bogat, fie că sărac. Și atunci, păcătuiești. Păcătuiești, frate. Și te duci unde? În iad. Am dreptate? Am. Și cu ce mă mulțumește că am dreptate? Cu nimic. Vă spun. Cu nimic. Asta este părerea mea despre viața unei. Vă invit într-o altă ediție, unde să vorbim mai multe. Mai deschis, mai detaliat. Și aștept ca și voi să veniți cu păreri. Vă doresc să aveți o zi bună și nu una ca mine. Să aveți o viață frumoasă, nu o viață ca a mea. Să aveți împliniri, nu dezamăgiri. Și bucurii, nu tristețe cum am eu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acel Dumnezeu care merită să și care există cu adevărat. Dar până atunci, până vom afla, nu trebuie decât să așteptăm. Sănătate vă doresc!